Salutare, dragă Scorpion, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru anul 2024. Încep etalarea de astăzi cu energia anului 2024 și vei primi mesajul acestei energii din cutiuța cu energie. Și hai să vedem ce transmite divinitatea pentru 2024, mesajul pentru Scorpion. Ce trebuie zodia Scorpion să cunoască? Ți se cere să îmbrățișezi eșecul. Clar, mesajul este de a vedea lucrurile diferit față de cum ai obișnuit până acum, să tratezi anul 2024 ca o energie nouă, pentru că exact asta este. Anul 2024, chiar dacă repetă anumite energii trecute, ele vin acolo cu scopul de a învăța lecția pe care în trecut nu ai învățat-o. Așadar, orice eșec ai parte în 2024, nu îl numi eșec, nu-i pune eticheta de eșec, pentru că asta te va limita să vezi imaginea de ansamblu, perspectiva divină a acelei experiențe prezente în viața ta. Îmbrățișează eșecul, inclusiv cele petrecute în trecutul tău, ceea ce ai experimentat în trecutul tău și te-a dus într-un dezechilibru, pentru că doar astfel, înțelegând acele momente trecute, poți da o șansă nouă anului 2024 în a-l experimenta și în a-l trăi într-o energie diferită față de până acum. Clar, deschide-te către noi oportunități ce vor apărea ca tu să depășești anumite condiționări ale tale. Hai să vedem ce trebuie reevaluat în acest moment în viața ta până la finalul lui 2023, ca să poți intra într-o energie diferită în anul nou. Trebuie reevaluat relația ta, trebuie reevaluată perspectiva ta pe care o ai asupra relației. 4 de bâte vine în poziție inversă și ne arată clar o întârziere a unei finalități, a unei situații prezente în această relație sau chiar a relației în sine. Te menține în această situație această frică de a pierde ceva important, sau cel puțin asta cred că se întâmplă, și în momentul ăsta simt așa fiori peste tot în corp. Există o teamă, ia uite, există o teamă puternică pe care cred că și eu o simt în momentul ăsta, de mi s-a zbâlit pielea pe mine așa. O teamă care în esență nu are bază, nu are loc. Este ceva ce ai creat de-a lungul timpului, tocmai prin blocare, prin negarea adevărului, prin negarea lucrurilor, situațiilor cum s-au arătat în calea ta. Există anumiți pași pe care trebuie să-i faci în... Hai pe partea asta, așa, aici. Aici. Hai jos. Nu-i pe unde, pe acolo. Există anumite faze prin care trebuie să treci, anumite pași, anumiți pași pe care trebuie să-i faci, și această fază în care te afli te ajută de fapt să deschizi ochii și să vezi lucrurile mai cu claritate. Să dobândești curajul cu acest 8 de cupe de a întoarce spatele
la acele lucruri care nu te mai servesc și din nou mi se ridică pielea pe mine, părul pe mine, este important să te uiți la această situație, la această relație, să fii recunoscător pentru prezența ei în viața ta, să fii atent la lucrurile care ți-au fost transmise prin intermediul acestei relații, pentru că totul a fost cu asul de cupe, a te întregi, a te cunoaște, a te descoperi, a deschide chakra inimii tale prin a vindeca toate acele răni emoționale prezente în sinea ta de atât de mult timp, în a-ți descoperi energia feminină, în a trezi această energie la viață. Ai trăit foarte mult în energia masculină, indiferent de sexul pe care l-ai, ai fost foarte ancorat acolo și echilibru se păstrează, da, sau se dobândește atunci când ambele energii sunt în aliniament și în echilibru. Asta este ceea ce trebuie să reevaluezi în acest moment pentru a putea păși într-un an diferit pe mai departe. Dacă nu ai curajul să faci acest lucru, trebuie să-ți asumi ceea ce urmează să vină, da? Hai și să vedem dacă urmezi sfaturile, ce urmează să apară în calea ta. Care este cel mai probabil scenariu pentru tine acolo? Da. Mai avem o carte pentru ceea ce urmează să apară. Avem așa, 5 de spade, judecata, 7 de monede, carul și împăratul. Ei bine, cu 5 de spade, aș spune că vei depăși momentele de contradicție, de conflict, vei descoperi o nouă cale care nu a existat în conștiința ta conștientă despre cum ai putea să faci lucrurile și 5, el în esență este transformare, este schimbare. Clar, mesajul este că dacă aduni toate acele săbii pe care le-ai avut cu tine de-a lungul timpului, vei dobândi lecțiile necesare ca să produci această trezire în conștiință aflată în cartea judecata. Și să continui pe drumul tău, pe destinul tău, pe drumul tău de evoluție, să-ți însușești puterea ta, autoritatea ta către propria viață. Poți crea cu determinare și cu răbdare în 7 de monede o viață într-o energie în care nu mai pui atât de multe etichete, ci mai degrabă îmbrățișezi totul în egală măsură. Eliberează această mentalitate pe care o ai, eliberează orice lucru care te menține pe loc, pentru că este pentru binele tău suprem. În fața ta există o nouă cale. Optul de cupe ți arată că odată ce lași în spate acele circumstanțe, acele experiențe, împreună cu 5 de spade care ți arată că dacă iei cu tine braț la braț învățămintele din spatele acelor trăiri, vei reuși să pleci pe calea destinului tău pentru că vei produce această trezire în conștiință, pentru că vei vedea viața dintr-o perspectivă diferită care nu ți este la îndemână, care nu poate fi cu adevărat pricepută pentru că nu depui acolo determinarea și efortul de a primi această claritate, da? Iar totul pleacă de la etichetele pe care obișnuiești să le pui în viața ta, felul în care obișnuiești să privești viața în general. Ultimul mesaj vine din oracolul Instant Magic și hai să vedem care este ultimul mesaj pentru zodia Scorpion legat de anul 2024?
Nu te mulțumi cu puțin sau cu a doua opțiune și păstrează-ți întotdeauna claritate asupra lucrurilor pe care le dorești și urmează-le, mergi către ele cu determinare, fără să te îndoiești că acel lucru este posibil. Nu te mulțumi cu puțin, nu te mulțumi cu viața într-o energie care ți arată clar că bați pasul pe loc, că stagnezi, că nu faci pași concreți către evoluție și creștere personală. Tot timpul să-ți dorești mai mult, tot timpul să fii determinat să crezi și mai mult, tot timpul să fii determinat să cunoști și mai mult, să trezești și mai mult conștiința ta și să te apropii de sinele tău interior, autentic, de ceea ce ești în profunzimea și esența spiritului tău. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Dacă îți dorești să arăți susținere către noi și materialele pe care noi le postăm aici, o poți face prin a apăsa butonul de like, a împărtăși acest material și cu alții și a ne lăsa un comentariu cu un emoticon sau prin care împărtășești gândurile, conștientizările, emoțiile tale și dacă ai rezonat cu această etalare. Bineînțeles, poți arăta susținerea ta și prin a face o donație prin opțiunea Super Thanks de aici, din YouTube. Până data viitoare, învață să îmbrățișezi eșecul, învață să fii determinat în a-ți atinge dorințele tale și visele tale și reevaluează situația pe care ți-am prezentat-o la începutul etalării, pentru că de acolo pleacă energia în care vei experimenta anul 2024. Te îmbrățișez cu iubire și lumină divină. Eu am fost Cristiana.